La startul celei de-a șasea ediție a concursului Karstis Verna MTB Race s-au aliniat atât cicliști cu experiență participați la ediții organizate de Federația Română de Ciclism, cât și copii iubitori de sport și adrenalină și natură. Dacă traseul de la cursa scurtă a fost accesibil, la cursa lungă bicicliștii au avut de pedala serios, pe o diferență de nivel destul de mare. Consiliul Județean Mehedin sprijină de an bun această competiție și au fost alături de concurenți și în acest weekend, la start pentru că au vrut să încurajeze, dar și la festivitatea de premiere pentru că au vrut să-i felicite pe cei care au finalizat cursele și s-au clasat pe primele locuri. Alături de președintele Consiliului Județean Mehedin, Aladin Georgescu, au fost prezenți deputatul Alin Chirilă, secretarul de stat Bogdan Simcea și președintele TDS Mehedin, Alexandru Cojocaru. Președintele Consiliului Județean Mehedin, Aladin Georgescu, a susținut participanții de la start până la final, deoarece susține sportul de orice fel. 5, 4! Bine ați venit la Izvena, bine ați venit în județul nostru, celor care nu sunteți din Mehedinți. Observați că Izvena este o comună frumoasă, chiar extraordinar de frumoasă, cu oameni primitori și vă întâmpină cu o vreme foarte plăcută, foarte bună pentru astfel de competiție. Urez succes tuturor celor care au venit și care s-au înscris să participe la acest eveniment din minunata noastră zonă de nord a județului. Să felicit pe organizatori, să-i mulțumesc lui Alex Ciocan că în fiecare an este alături de noi, să-i felicit și pe Ionuț și pe Marius și pe colegilor de la Izverna pentru eforturile pe care le fac și nu în ultimul rând și pe colegii mei de la Salvamont, pentru că fiecare an vă întâmpină pe traseu și au grijă să fie alături de dumneavoastră. Mult succes! Cea mai înaltă poziție a podiumului, câștigătorul ediției din acest an de la tura lungă, la Road Grand Tour Izverna, nimeni altul decât Otilo Molnaši! Din Târgu Mureș, dacă nu greșesc, campionul național la maraton, deci nu este niciun fel de surpriză că este pe cea mai înaltă poziție a podiumului și astăzi. Secretarul de stat Bogdan Simcea a fost prezent la acest eveniment și ne-a transmis că este bucuros de faptul că anual tot mai multă lume participă la astfel de concursuri sportive și a felicitat Primăria Comunei Izverna și toți colaboratorii ce au participat la bunăstarea acestui frumos eveniment. Mă bucur că am participat astăzi la acest eveniment. Este un eveniment deosebit, având în vedere faptul că văd foarte multă lume din toate colțurile țării și, în primul rând, mă bucură faptul că se promovează sportul în județul Mehedinți. Felicit organizatorii acestui eveniment, Primăria Comunei Izverna, Consiliul Județean și toți colaboratorii care au participat la bunăstarea acestui eveniment. Concurenții au parcurs pe bicicletă cele două trasee, de 20 de kilometri cursa scurtă și respectiv 42 de kilometri cursa lungă, ambele cu urcări și coborâri spectaculoase, într-un peisaj superb care i-a încărcat de energie oricât de obosiți ar fi fost. Și am decis să vin cum mă apropiam de zonă, puțin m-a surprins că nu am fost niciodată și nu mă așteptam la ceva câmpie așa mai simplă. La fel și la traseu, dar când am văzut zona, m-am gândit că va fi ceva mai special și chiar a fost foarte provocător traseul. Am participat împreună cu familia mea pentru prima dată, ne chinuim de câțiva ani să ajungem la Karstis Verna. Am auzit de Karstis Verna de foarte mult timp, o cursă superbă. Îmi spui cum ți s-a părut traseul? M-a avantajat, fiindcă au fost foarte multe urcări. E prima dată de când vin aici, deci a fost o provocare, faptul că n-am mai făcut recunoașterea. În rest, pot să zic că mi se potrivește ca o mănușă și cu siguranță o să mai revin. Acest eveniment este menit să încurajeze tot mai mult activitățile sportive, socializarea și nu în ultimul rând promovarea peisajelor mirifice ale Mehedințiului. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, susține mereu organizarea de astfel de evenimente, menite să încurajeze tinerii și, de ce nu, oameni de toate vârstele spre concursuri sportive.